Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi sunt zienele sau drăgaica în tradiția populară și ca semnificație religioasă nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Și în tradiție se știe că femeile nemăritate își pun sub pernă sau și-au pus în noaptea aceasta sub pernă flori de sânziene. Sunt niște de flori superbe, într-adevăr. Am tot văzut în ultimii ani pe Facebook o mulțime de poze cu aceste flori minunate. Și da, în tradiție, femeile își pun sub pernă flori de sânziene ca să-și viseze ursitul, fetele, iar femeile măritate, așa, ca un contrast și un lucru foarte amuzant, își pun în jurul brâului și leagă flori de sânziene ca să nu le doară mijlocul. Adică înainte să te căsătorești, îți pui frumos flori de sânziene sub pernă ca să ți visezi bărbatul dorit, te împodobești cu ele, îți faci coronițe din flori de sânziene, iar după ce te-ai căsătorit, după atâta muncă și stres, să-ți pui la mijloc ca să nu te doară mijlocul la muncile câmpului. Așa se întâmpla în trecut. Acum, cu siguranță că ne împodobim case, ne punem flori în vază dacă ne sar în cale astfel de flori. E o zi interesantă, o zi frumoasă, o noapte în care sper să vă fi visat ursitul, iubitul, sau poate ați visat, eu știu, pe altcineva, poate sunteți acum într-o relație și ați visat pe altcineva, cine știe ce se întâmplă în viitor. O zi frumoasă pe care vă doresc să o petreceți așa cum vă doriți, dar mai ales cel mai important este să le transmitem aceste tradiții, aceste semnificații, chiar dacă noi nu le păstrăm, și copiilor noștri, că sunt băieței, că sunt fetițe, e important să le povestim ce înseamnă ziua de astăzi. Ne revedem mâine dimineață. O zi superbă să aveți și poate și cu surprize, cine știe.